Fostul preot Cristian Pomohaci a fost pus sub acuzare într-un nou dosar. Acesta s-a prezentat astăzi la parchetul general pentru a fi audiat într-un caz de evaziune fiscală în formă continuată după ce au omis să-și plătească taxele datorate statului din închirerea de imobile pentru perioada ianuarie 2012-octombrie 2017. Pomohaci nu ar fi declarat în total peste 150.000 de euro venituri din cedarea folosinței a 11 bunuri imobile deținute, iar paguba la buget este de peste 130.000 de lei, se arată în comunicatul parchetului general emis astăzi. Doar în Cluj-Napoca, preotul a investit peste 1,2 milioane de euro pentru achiziționarea a 8 imobile. În unele cazuri, acesta a cumpărat chiar și 3 sau 4 apartamente în același bloc. Toate acestea sunt date în chirie. Procurorii au pus chestru pe conturile preotului pentru acoperirea prejudiciului. Pomohaci a intrat în vizorul presei și al procurorilor anul trecut în vară când ziar de Cluj a dezvăluit o filmare în care acesta voia să plătească un minor ca să întrețină relații sexuale cu el. Ulterior s-a aflat că Pomohaci nu era la prima abatere, că Mitropolia știa de ceva vreme de neregule din curtea fostului preot, iar dosarul de Caterisire era de mult pe masa în alților prelați.